Bună ziua, dragii mei gemeni! Aceasta este tarara pentru luna iulie pentru dumneavoastră, da? Cărțile pe care le-am extras sunt foarte, foarte pozitive și constructive, da? Ca prim mesaj general, ca să zic așa, în luna iulie toate dorințele dumneavoastră se vor îndeplini, da? Este mâna destinului, iar ceea ce vă este menit să faceți sau vă este destinat vouă, cu siguranță în luna iulie se va adeveri. Dar să vedem ce cărți am extras, da? Pentru situația generală sau cum vă simțiți voi în luna iulie sau ce vă aduce luna iulie pe partea generală, am extras asul de monede din tarot, da? Care este o carte foarte pozitivă, care este clarificat de către 10 de negru drept și popă de treflă drept. Da? Vom vedea ce va spune ca mesaj. Pentru carieră am extras turnul, clarificat de as de negru drept și as de treflă drept. Da? Pentru dragoste avem asul de monede, clarificat de 8 de treflă drept și 9 de roșu drept. Da? Mai departe, pentru bani avem 5 de spade, clarificat de 9 de rom drept și, să zicem așa, cavalerul de inimă roșu sau juvete drept. Pentru sănătate, nebunul întors, clarificat de dama de roșu și 10 de rom dreaptă, da? Dar să vedem ce spun cărțile pentru fiecare din domeniile pe care noi le-am descris. Starea generală. Starea generală avem așa, asul de monede care este clarificat de 10 de negru și popă de trefle, cum am mai spus. Asta ce înseamnă? Asul de monede este o carte foarte, foarte pozitivă. În sfârșit, gemenii, după o perioadă lungă de neliniști, de căutări, de nesiguranță în tot ceea ce își doreau ei, apare șansa pe care au așteptat-o de mult timp de la viață, destinul se schimbă radical, da? Aceasta ce înseamnă? Că în sfârșit ei își vor găsi ceea ce își doresc cu adevărat și tot ceea ce își doresc în aceasta, de toate planurile lor, da? Dacă au curajul, dacă sunt îndrăzneți, dacă renunță la ceea ce îi ține în loc, se va îndeplini, pentru că este mâna destinului și în fața destinului nu te poți opune, da? Pe plan profesional, cei care au un loc de muncă care le aduce nesatisfacții vor pleca de la locul respectiv și își vor găsi în sfârșit locul de muncă care le va aduce împlinire profesională, dar și banii pe care ei și doresc. Pentru cei care își deschid o nouă afacere sau un proiect la care au muncit și au visat de mult și au curajul în sfârșit să îl deschidă, proiectul se va dovedi unul de succes, unul care le va aduce sau afacerea respectivă beneficiile pe care ei și le doresc, da? În plan sentimental, cei singuri au în sfârșit, după lungi căutări, găsesc persoana potrivită. Persoana potrivită care ei și-au dorit-o de mult timp, cu care vor începe o poveste frumoasă de dragoste, care vă face să simtă fiorii iubirii și care le va aduce zâmbetul pe buze. Persoana respectivă poate fi chiar sufletul pereche, trebuie doar să aibă curajul și îndrăzneala să o abordeze și să înceapă, așa cum am spus, relație. Pentru cei care sunt într-un cuplu sau într-o căsnicie, vor demara un proiect împreună, ceea ce îi va apropia și mai mult, le va reîmprospăta sau regenera relația respectivă. Un proiect ce înseamnă ori o afacere, ori vor cumpăra o casă împreună, ori vor face un copil, ori planifică călătorii și călătoresc, deci tot ceea ce le va consolida relația pe termen lung sau le va cimenta, ca să zic așa, regăsindu-se unul pe altul, da? Succesul gemenilor le aduce mici gelozii din partea prietenilor și apropiați, mai ales pe partea masculină, gelozii care va face pe gemeni mult mai puternici, mult mai încrezători în ei și mai dornici de schimbare. Deci, pe partea de stare generală, este foarte, foarte pozitiv aspectată luna iulie, da? Să vedem pe carieră. Pe carieră, exact cum am spus mai devreme, gemenii au turnul, vine ca să facă curățenie în viața lor, da? Deci ceea ce nu le este menit se va distruge, va dispărea. Vor fi concediați în locul de muncă care nu este făcut să le aducă mulțimea care și-o doresc. Vor pierde parteneri, vor pierde
proiecte care tot îi țin în loc, da? Și ei, în sfârșit, vor avea curajul, da? Exact cum spune turnul, ceva să destramă ca altceva să construiască. Este o carte oarecum pozitivă pentru ei legată de asul de monede, adică ei, mânați de destin, ca să zic așa, își vor schimba radical viața din punct de vedere profesional. Vor găsi un loc de muncă, exact cum a spus, care le va aduce satisfacțiile profesionale și financiare pe care ei și le doresc. Își vor crea afacerea mult dorită, vor beneficia de sprijin din partea persoanelor iubite, da? Iubită, soție, mamă, prieteni, pentru a-și realiza visurile, da? Mulți din ei vor primi suport din toate părțile, da? Profesional, ei au încredere în ei, sunt îndrăzneți, au curajul să schimbe destinul, deci lor le aducem schimbări și la sala generală un alt mesaj care mi-a uitat acum este că ei au noroc chiar la jocurile de noroc, da? Deci pot să joace și pentru că li se va aduce bani din jocurile de noroc sau, să zic așa, loto, jucați, dragii mei gemeni, mi-a venit mesaj acum, că veți putea câștiga bani ușor, dar tot ceea ce vă doriți se întâmplă ca și în planul profesional. Deci ceea ce vă doriți cu adevărat se va întâmpla, da? Și în sfârșit veți face ceea ce v-a fost menit să faceți. Pe planul dragostei, asul de bâte este o carte pozitivă, clarificat-o de două cărți pozitive, ca să zic așa. Pe planul dragostei, gemenii, după perioada în care au avut certuri, discuții, mai ales certuri legate de bani, neîncredere în ei datorită situației financiare în care se aflau sau profesionale, în cuplu, tot fel de discuții, nu le ajungea nimica, gelozii nefondate, toate porneau de la neîncrederea pe care ei o aveau din punct de vedere profesional și financiar. Aceste lucruri se vor rezolva în luna iulie. În cuplu, proiectul pe care el vor face, da, exact cum am spus și în starea generală, le va aduce consolidare, da? Proiectul ce înseamnă? Poți să cumpere o casă, exact cum am spus, au, se implică mai mult unul către celălalt, au deschidere mai mare unul către celălalt și vor reuși împreună să depășească problemele pe care le au, da? Problemele mai ales pe partea financiară care le-a adus discuții, dar își vor realiza, unii pleacă în călătorie, alții își renovează casa, unii chiar vor face un copil, da? Ceea ce îi va lega destul de mult. Pentru cei singuri, încrederea pe care i-au unii pe partea financiară le va da destul de multe satisfacții și vor căuta, se vor plimba mai mult, vor ieși mai mult și vor găsi persoana potrivită, da? Deci apare pentru ei persoana care le-a fost menită, da? Trebuie doar să aibă încredere în ei, să cunoască mai multă lume și să se bucure de ceea ce au, da? Pe partea financiară, gemenii noștri care sunt foarte, foarte doritori să facă bani, vor face bani prin orice mijloace, da? Mai mult prin înșelătorie, nu interesează pe cine, să zic așa, nu interesează dacă banii obținuți sunt pe mijloace ilegale, ei calcă în picioare tot, mint, manipulează pentru a-și obține veniturile care și le doresc, da? Aceasta le va aduce tot fel de certuri, de conflicte, ceea ce îi va măcina pe interior, da? Mulți dintre ei își vor manipula prietenii apropiați, persoana iubită, vor minți pentru a obține anumite sume de bani, da? Deci ei sunt setați să facă bani cu orice mijloace în luna iulie, da? Le va da un pic, să zic așa, o stare de nesiguranță, de tristețe, dar rezultatele, exact cum am spus, prin asul de monede, vor fi de partea lor, da? De jocul va fi câștigat de către ei, indiferent cu cine vor avea discuții. Se vor certa cu un prieten apropiat, da, pentru bani. Pentru bani îi va face un pic triști, apatici, dar reușitele lor financiare, care sunt ușor de obținut în luna iulie,
îi va face, să zicem, pe gemenii noștri să uite de cele și discuțiile în care se implică. Da, deci bani ușori proveniți prin manipulări, înșelătorie și minciună, da? Chiar de la cei apropiați. Ei nu au scrupule atunci când vine vorba de a obține bani și îi vor obține, da? Mai departe, pe sănătate. Toată agitația nebunul întors spune așa că agitația prin care trec gemenii, dorința lor de a schimba viața, ghinioanele pe care ei le au până vor obține ceea ce își doresc, certurile în care sunt implicați pentru bani, mai ales cu persoanele feminine din viața lor, ca să zic așa, îi va aduce pe gemeni într-o stare, stare fizică și psihică proastă, ca să zic așa, da? Proastă, da? Vor avea migrene, dureri de stomac, nopți nedormite, nu se mai alimentează cum trebuie, sunt triști, apatici, mereu puși pe ceartă, toate acestea din dorința lor de a se schimba, a schimba viitorul în mai bine, da? Că așa cum a spus, prin astfel de monede, visele lor se vor realiza, da? Deci până la sfârșitul lunii, văzând că își îndeplinesc și își realizează planurile pe toate din punct de vedere ceea ce interesează pe ei, adică profesional, sentimental, dar eu cred că este mai mult pe partea financiară, aceștia vor începe să fie din nou încrezători, vor zâmbi mai mult, se vor liniști și vor începe să aibă grijă de ei. Unii pleacă chiar în călătorie alături de persoana iubită, dar să vede un drum cu bucurii și astfel ei își găsesc energia pozitivă de care au nevoie, da? Deci gemenii sunt foarte, foarte bine aspectați și din punct de vedere al sănătății după ce ei trec într-o perioadă destul de grea la început de lună, da? Dar până la sfârșitul lunii ei își revin și au un tonus mai bun și o sănătate mai bună, da? Să vedem dacă mai vedem și alte mesaje din cărțile pe care le-am deschis, ce putem să mai spunem pentru gemeni, da? Principalul mesaj, exact cum am spus și la început, este că tot ce se întâmplă în luna iulie este mâna destinului, da? Deci mâna destinului le va aduce lor ceea ce își doresc, da? Deci prin destin, tot ce se întâmplă din toate punctele de vedere este voia destinului, da? Exact cum au spus, schimbă tot în viața lor, schimbările și care ei le vor face le va aduce satisfacție și bucurii pe planurile pe care ei și le doresc, da? Dragi gemeni, acestea fiind spuse, aceasta este tarara dumneavoastră pentru luna iulie. Cred că v-am dat sfaturile și veștile cele mai bune. Fiți încrezători în voi, totul se rezolvă atunci când noi ne dorim cu adevărat ceva, da? Dacă vă place ceea ce am spus, dacă rezonați cu deschiderea pe care eu am făcut-o și vreți să mă sprijiniți sau vreți să mai vedeți și alte videoclipuri pe contul meu de YouTube, puteți să vă abonați, să dați un like, da, să lăsați comentarii și să veniți mai des pe contul meu de YouTube. Vă mulțumesc, vă doresc o lună cât mai plăcută și cât mai frumoasă, așa cum vă doriți voi. Vă pup!